Salut, sunt Radu Restivan, fondator 3D1 Sport, antrenor de atletism și de indoor cycling, iar astăzi discutăm despre cele mai importante mituri din sport și mișcare. Adevărat, cred că sportul este o modalitate foarte bună de a slăbi, deși n-aș privi niciodată sportul ca pe o, neapărat o modalitate de a slăbi, ci de a ne simți bine, de a face mișcare și de a fi activi. Fals. Sportul făcut la orice oră mi se pare că este o decizie foarte bună în viață. Mulți oameni poate nu-și permit să facă doar dimineața sau doar seara, așa că dacă în programul pe care l-au de zi cu zi, și după cum știm, oamenii au programe foarte diferite, sunt oameni care se trezesc la 4 dimineața, sunt oameni care se trezesc la 10 dimineața și își încep ziua, așadar dacă reușesc în decurs de 24 de ore să facă măcar o oră de sport, este excepțional. Fals. Femeile se pot antrena cu greutăți, dar consider că fiecare om trebuie să antreneze cu greutăți în măsura antrenamentului pe care deja îl are și să nu forțeze. Lucru cu greutăți, mai ales încărcătură foarte mare pe spate, poate dăuna grav sănătății, iar antrenamentele cu greutăți ar trebui făcute cu ajutorul unui antrenor specializat care să spună în mod onest care este o sarcină maximă pe care omul respectiv o poate menține, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Fals. Transpirația este un lucru absolut normal, un fenomen natural prin care corpul își reglează temperatura. Unii oameni transpiră mai mult, alții mai puțin. Nu contează cât de mult transpir ca să poți să măsori dacă antrenamentul a fost bun sau nu. Adevărat, doar că sunt foarte subiectiv aici pentru că mie îmi place mult alergatul, însă mi se pare că alergatul este o activitate pe care cam orice om ar putea să o facă și în marea majoritate a sporturilor alergatul este baza antrenamentului. Dacă vorbim de fotbal, tenis, basket, volei și așa mai departe, toți cam trebuie să și alerge, așadar alergatul face parte din marea majoritate a sporturilor și da, mi se pare cel mai frumos sport. Fals. Cu cât faci sport mai des, da, vei fi mai sănătos, dar asta nu înseamnă că dacă faci sport 30 de ani în viață, vei să slăbi constant în fiecare an din ce în ce mai mult, că poate ajungi să faci implozie. Așadar, da, ești mai sănătos, nu trebuie neapărat să slăbești constant, ba chiar dacă faci sport și începi să faci sport de performanță, poate să crească un pic greutatea, că se mărește masa musculară și asta nu înseamnă că e un lucru greșit, că ai crescut în greutate, poate să fie chiar mult mai bine că ai crescut în greutate pentru sportul pe care îl faci. Fals. Când oamenii spun faci cardio, nu înseamnă că faci neapărat un sport de anduranță. Cardio, adică faptul că inima lucrează și îți crește pulsul, poate să însemne și un meci de fotbal, poate să fie considerat drept cardio, poate fi și un antrenament de forță considerat tip cardio. Chiar dacă la forță, sigur, lucrăm pentru masă musculară, foarte multă lume crede că cardio înseamnă să alergi 5 ore. Nu înseamnă doar asta. Cardio înseamnă să lucrezi în mod constant într-o zonă de puls mai mare. Fals. Nimeni n-ar trebui să evite complet toate lucrurile. O alimentație diversificată este foarte importantă atunci când facem sport. Carbohidrații sunt un rezervor de energie pe care oamenii îl folosesc prima dată când fac sport. Adică primul rezervor de energie din un antrenament, după care se consumă din rezervorul de lipide, de grăsimi și apoi din cel de proteine. Trebuie să avem o alimentație cât mai echilibrată și cât mai completă, fără să ne obligăm corpul să obligăm corpul să funcționeze fără anumite resurse foarte importante. Adevărat, proteinele ajută la creșterea masei musculare, sunt foarte importante în acest proces, iar proteina fiind baza creșterii oricărei structuri în organism, este important ca după antrenamente să refacem
proteinele consumate, rezervele de proteine consumate, tocmai pentru a ne asigura că nu avem leziuni musculare. Așadar, da, recomand, indiferent de sportul care se face, în baza consumului de proteine, acesta să fie refăcut după antrenament. Fals. Mi se pare că este generația teleshopping în care sunt aparatele alea superbe, nu știu cum se numea exact, dar în care erau niște oameni perfecți care întotdeauna făceau abdomene și arătau superb. Era pur și simplu frustrant să te uiți la ei cât de bine arată și de fapt aia sunt niște oameni foarte bine antrenați, iar un om normal nu reușește niciodată să facă 3-4 minute pe astfel de aparate pentru că sunt absolut... Sunt foarte grele acele exerciții pentru omul de rând. Per total, cred că oamenii ar trebui să facă sport cât mai diversificat și să nu se mai gândească neapărat la grupe de grăsime, cât la întreg corpul. Oameni buni, faceți sport. Este cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru viața voastră. O să fiți mai fericiți și nu vă gândiți niciodată să faceți sport ca să slăbiți sau altceva. Făceți-l pentru că este o activitate extraordinară care vă aduce alături de oameni care fac același lucru și o să vedeți că găsiți niște prietenii la care nu v-ați fi așteptat niciodată.